Modificări ale antrenorilor din Liga 1 de fotbal. Flavius Stoican a bătut palma cu echipa CS Mioveni Arceșean, echipa ultimului loc în campionatul de fotbal. Obiectivul managementului este de a salva retrogradarea, clubul reunind doar un punct în 6 etape. Stoican, care a format Mioveniul în urmă cu 9 ani, a semnat un contract valabil timp de un an, scrie Gazeta Sporturii. El va debuta sâmbătă, călătorind de la Pliești împotriva Petrolului. Dinamo, FC-ul Craiova și Viitorul Târgu Jiu sunt printre echipele conduse de Stoican. Un nou antrenor va avea, de asemenea, Universitatea Cluj, după demisia principală Eric Linecar. GSP scrie că Leo Grozavu și Eugen Neagae sunt principalul favorit pentru a prelua banca tehnică a locurilor roșii. Citește și Barcelona, PSG, Juventus și alte cluburi de fotbal majore, suspectate de nereguli financiare, fac obiectul unei anchete de UEFA.